Salutare, bă, băi, și bine ați venit la un nou episod din Subsistență. Bă, băieți, am mai făcut-o pe aici ceva. Am observat că noaptea, a zis că noaptea nu mă joc, nu fac, nu înregistrez video. Dar am văzut că noaptea găsesc mai multe cutii. Și am mai fost și am mai găsit ceva cutii pe aici, prin zonă, în noaptea. Că noaptea am zis, bă, noaptea mere pe aici, nu se vede ca lumea, dar să știți că noaptea găsim cutii mai multe, am observat. Apar să spamează chiar pe lângă noi, pe aici am găsit o grămadă de cutii. Am mai făcut ceva nou aici, mi-am pus patul, că mi-am făcut asta aici. Baza asta de comandă. Mi-am pus-o aici. În baza asta de comandă avem o grămadă de chestii care ne dă noi. Aici puteți face în loc picurile astea. Avem unul. Stai să și leu de aici. M-am și infectat. Dacă vedeți aici, m-am infectat. Am găsit un stup de la de albine. Am dat în el. Au venit albinele după mine. Am luat ceva miere. Uitați aici. Miere de albine. Dar am avut probleme cu ele. Uitați, suntem infectați. Trebuie să vedem cum facem. Să facem un antidot. Am văzut că antidotul este aici. Antidotul, uite, ăsta îi. Trebuie să facem tonic medicinal de ăsta. Și în ce ne mai trebuie? Ne trebuie rec de ăsta, găsim în apă, și ficat. Ficat de ăsta avem. Animalele, trebuie să omorâm animalele să ne dea. Dar ce nu am? Pentru medicinal nu am ulei de pește. Ne trebuie pește. Patul, am făcut breată patul. De ce am făcut patul? Am făcut patul că aici, bă, băieți, dacă ne uităm, spamuri disponibile de unul. Dacă ne murim, ne dă aici. Am făcut și asta aici. Dacă am făcut asta, o să apară acum vânători pe aici prin zonă, așa că o să avem probleme cu vânătorii, adică alți jucători care o să vină peste noi. Hai să-i dăm la lupul ăsta una. Fugim în casă. O să plece el așa. Azi mai dau două gloanțe acum. Așa. Îl tăiem și pe ăsta. O să avem nevoie de antidot. Bine, acum dacă murim, v-am spus, o să mă dai aici, în baza asta e bine. A, să încerc să fac videourile și să facem și noaptea. Să vedeți câte cutine de apar pe aici. Ne apar mai multe chestii prin zonă. Asta este bine. Uite, un lup acolo. Stai, cam la taia. Vreau să fac poarta. O să facem ușa acolo. Să terminăm și zidurile alea acolo. Stai să vedem dacă reușim. Nu știu dacă au apărut încă vânători, dar zicea că o zi durează. Cred că asta s-ar putea să apară pe aici aia. Așa să lângă aici avem ceva scândură. La scândură avem aici și cu ele să aici. Ia stați așa să vedem. Aș vrea să fac ușa asta, să ne facem ușa, să avem și noi ușa. Așa. Aici, să ne facem zidul. Aici, în partea asta, fac zidul. O să trebuiască. Stai așa, să facem zidul aici. O să putem să facem un acoperiș aici. Cum să facem? Stai așa să vedem. Hai să punem breata ușa. Dar se poate muta de aici. Dar nu se poate muta de aici, nu? Nu se pare că nu, dar rămâne aici, nu contează. Ba, da, se poate. Putem să și mutăm. Hai să luăm cenușa asta. O să bag aici. Am să mut asta de aici. Îl mutăm. Îl lăsăm chiar în mijloc aici. Îl mutăm unde îi. Ce am făcut? Cred că l-am dat să-l distrug, nu să-l mut. Ba, mă, ce am făcut? Bine, măcar că am ceva bețe. Să facem ceva bețe. Bine că am făcut. Nu mai am bețe și aici, că și aici trebuie să am bețe. Bine că am făcut ca la cenușa, că dacă nu l-am cenușa mi-l dispărea și cenușa. Bun, hai să vedem. Bă, bă, băieți, v-am spus, am făcut asta aici. Vreau să fac acum și zidul ăsta. Stai să facem și ceva scândură. Nu vede ceva scândură, uite așa. Ce mai multe scândură. Vreau să termin aici partea asta. Oricum noi putem să mutăm astea, să ne mărim cu baza. Cu timpul putem să mergem cu baza încolo, așa că nu o să avem probleme. Bun, hai să facem, fiți atenți cum facem. Deci mi-o dat ăsta. Oh, mi-am pus un bandaj. 69 la viață, 65, 62. Scade viața, am să-l pun ăsta, uite aici. Să-l avem. 59, tot la 59 rămâne viața pentru că suntem infectați, bă, băieți, suntem infectați aici. Trebuie să-i dau la asta
antidotul ăla, trebuie să-l facem, o să-l facem noi și antidotul ăla. Poate găsim prin cutii de astea și antidote, dar nu cred. Bun, hai să încercăm să facem zidurile. Am să fac unul cu geam. Am trebuie coardă. Păi și eu aici n-am corzi. Bun. Deci credeam eu, știam eu că am ceva corzi pe aici. Am să fac ăsta. Scândura se face acum, că trebuie scândură. Ce mai avem pe aici? Stai așa să vedem că mai m-am uitat eu pe aici chestii. Îmi trebuie coardă. Uite așa. Bine, asta nu-i coardă, asta e parama. Parama. Asta e frânghie, normal, dar nu știu acum. Vă face și niște de asta. Bun, hai să mergem să mai adunăm lemne și astea până se... refacem astea aici să putem... cu asta cu mâncare și cu asta stă bine. Da. Să facem scândura și toate alea, să putem să mai facem acum niște ziduri la casa aia. Putem face și un acoperiș ceva. A spus să apară acum vânătorii pe aici prin zonă. Nu știu dacă au apărut deja, ăștia își fac bazele, baza pe aici. Am dus eu, că din aia sunt infectat, am dus eu că am găsit un stup de miere și am zis, am găsit eu și eu niște miere de acolo, fugit toate albinele după mine. Acolo n-am mai filmat, trebuia să filmez și acolo să vedeți ce, ce am pățit acolo, dar... acum lăsăm așa, stai că pe aici în partea asta văd că nu văd nicio cutie, văd urși pe aici. Urși, un urs, nu urși. A trebuia vrec de la... hai să mă intrăm în apă să iau și de la că o să trebuiască pentru antibiot. O să trebuiască fac cu undiță. Asta ce am nevoie? O, păi avem tot. Mergem și la pescuit. De asta așa puțin. Când din peștele ăla noi putem să facem și am să facem vărac de asta îmi trebuie. A, uite că avem pește aici. M-am uitat că aveam... aveam capcană. Am uitat de capcană. Deci vărac de la... asta așa să cred că se spamează pe aici. Nu știu dacă mai este. Ieșim afară că să ne iacă băiatul. Băgăm iară în apă. Uite, am văzut pe aici pe unde. Uite aici două. Trei chiar. Una, două. Trei. Chiar patru. Ieși afară. Aici nu mai văd. Mergem în partea aia. Câte am luat? Am luat ceva, 5 avem. Am luat un peștișor de la mic, uite aici sunt două. Era dacă pot să fac ulei eu. Din pește, aoleu, dar ce face asta? Așa. Aici nu mai văd niciunul. Nu mai apare ele pe aici. Uite aici o cutie, hai că am văzut o cutie aici. Aici și un lockpick. Lockpick-ul ăsta mi l-a dat când am făcut aia. Când am făcut aia în bază, mi-a dat ăsta automat. Unu, mi-a dat unu. Patru, trebuie să-l fac eu. Ne trebuie curent să putem face... să putem să construim aici. După cum vedeți, ne trebuie curent. Masă și curent. Curent am zis că fac un generator, am să fac un generator. O să avem toate astea. Astea le avem. Bun, hai că am făcut și ăsta. E pe 6, nu? Da, să-l pun aici. Aici mai facem unul. Fiți atenți să-l facem. Ăsta, nu? Da, perete de lemn. Să-l punem aici. Bun, să ne facem casă. Ne facem un acoperiș ceva frumos aici. Ce ne trebuie nou acum? Stai, am găsit peștele. Din peștele ăsta colectează ulei. Uite, mi-a dat un ulei. Bun. Hai să vedem ce îmi trebuie aici. Deci să fac un de ăsta, îmi trebuie un ulei. Plante medicinale, două de ulei îmi trebuie. Și la antidot îmi trebuie trei de astea. Hai să mai punem ceva mâncare la pește ăștia. Să mai prindem ceva peștișori. Stați așa că avem mâncare de aia putrezită și aia vin peștii, atrage peștii aici. Avem aici mâncare putrezită. Împarte în două și am să mai pun, uite așa. Avem o meală acolo. Dar cred că de câte am observat un pește vine acolo, nu vin mai mulți. Mai mulți pești n-am văzut să vină acolo.
Mă, unul, cam unul tot timpul mi-a venit. Și am și uitat de aia și am lăsat acolo și numai unul mi-a venit. Bun, hai să prindem și pe lupul ăsta. Ce facem cu el? Hai să-i dăm una. Îl lăsăm în pace, ce facem? Nu știu, hai că îl lăsăm acolo. O să vină el la mine imediat, dacă mi-o miroase, că începe deja să miroase cu nasul. E cu nasul pe sus. Aici nu mai este nimic. Ce să face aici? Să face coarda, am făcut zidul ăla. Hai să luăm pe partea asta. Aici pe undeva am găsit, aici e și ursulache. Uita de ursulache, hai că o luăm în partea cealaltă. Am zis că iau în partea cealaltă, că aici e domnul ursulache și măd cam încurcă urși. Și cam greu de bătut urși, încă nu m-am ăsta cu ei. Dacă lupii durează până-i bați apă în urs, nu-ți mai zic. Hai că trebuie să facă și zidul ăsta. Îi trebuie curent aici. Vreau să fac un generator. Îmi trebuie la generator. A, dar pot să-l fac deja, că într-o 250. 5 resturi metalice. Stai așa, mă, că noi avem aici. Avem de astea. Ce mai trebuia? O componentă electrică. Asta iar avem. Avem aici, nu? O, și câte avem. Hai să facem un generator. Așa, vreau să fac un pat. Nu un pat. Un pat pune aici, pat de plante aici, ca un fel să facem, să punem noi plantele. Aici trebuie 500. Dar să fac generatorul. Să vedem pe ce merge. Cred că ăsta merge pe biocombustibil. Hai să vedem. Deci 2, 4 pe 5. Hai să-l punem generatorul aici. Îmi genereze mai mult curent. Ia stai să vedem cum. Biocombustibil, am știut eu. Supra 2, masă așa, combustibil. Bun, hai să punem biocombustibil. Am ceva pe aici sau nu am? Am 10, asta e așa, hai să le împărțim în două. Pun niște biocombustibil aici. Îl pornim. Curent generat, mai unul îmi dă, unul îmi dă, numai unul îmi dă, dai bun și la unul. Urcă mai, o să urci mai repede aici. Așa. E bine că avem curent, bă, băieți. Cu asta noi avem curent acum, uite, o să trăiască și un frigider de ăsta. Unde a văzut frigiderul? Uite-l aici. Are și ăsta scândură și nu știu ce, dar o să ne trebuiască mult curent aici. Ăsta se poate muta de aici, după aceea să mutăm afară, să facem pe aici, da. Bun, hai să vedem aici. Vreau să mă duc până jos. Stai să-i dau ăsta să mănânce ceva. Vreau să mă duc până jos aici să văd dacă am... O, stai să pun perete zidul ăsta că mi s-a făcut. Deci vine 1, 2, 3, 4, 5 și 6. Până aici. Gata, am terminat și aici. O să ne facem aici un acoperiș ceva, bă, băieți. Imediat. Vreau să văd în apă dacă am găsit iar... Dacă s-o mai băga vreun pește aici. Vreau să mergem și la pescuit până la urmă. Nimica, nici un peștișor, nimica. Trebuie să mai punem capcane de-astea. Dați așa să mai facem ceva capcane, să avem mai multe. Pentru că avem mâncare de-aia stricată, avem viermișor de-aia, putem să-i găsim. Capcanele astea pentru pește, oare cum se făceau? Capcane de pește. Una, două, facem două. Să mai facem ceva bețe de-astea. Așa, bun, hai să mergem să mai căutăm până atunci... să mai luăm și lemne, să mai căutăm pe aici ce mai, să vedem ce mai găsim. Suntem și pe ăsta. Mai găsim ceva cutii. Am găsit nicio cutie de aia ce se deschide cu loc pe ăla. Câte de astea am făcut? Două de pește. Stai așa că le-am făcut astea, nu trebuie să le pun deja. Capcanele astea. Trebuie să mă duc în... mai am viermișuri de aia și mai am și mâncare de aia. Stai așa să vedem aici ce este. Am văzut ceva aici. Resturi de astea metalice, astea sunt bune. Sunt bune pentru construit acolo, ne trebuie, cred că și la frigider, ne trebuie la multe chestii acolo, în partea aia la noi. În bază, asta e așa bună. Hai să mergem să vedem acum. De... Trebuie acolo, văd o căprioare, să pună capcanele la pește, să prindem ceva mai mult pește. Uite, 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 unde au apărut. Le suspama cutia, am plecat acum, am plecat de aici și nu era. Ați văzut, nu? Deci hai să vedem, vreau să pun capcanele. Am una aici, vreau să pun una aici. Mai... O, uite, am dat lăsă-ți bea apă și una aici lângă, lasă, nu contează.
Hai să împărțim asta în două. O să pun una aici. O, stai că se neacă asta. Nu știu dacă mai am viermișor de aia. Îl cam în bază de aia. O să aprind și focul. Se aude acum generatorul ăla. Ia stați așa, ne trebuie un de ăsta, un prizător. O să mai fac eu combustibil de la. O să avem nevoie. Ce plantă e asta? Văd ceva roșu aici. Oh, căpșuni. Am găsit căpșunele. Bun, hai să vedem aici, bă, băieți, cum facem noi acum. Ce s-a auzit? O găină ceva s-a auzit pe aici. Asta merge, nu? A, s-a oprit. De ce? Nu știu de ce s-a oprit. A, e full aici. A, se oprește automat când e full de curent, când avem full la curent. Bun. Hai să vedem ce să mai facem. Putem să facem, uite, și un bec, putem să facem, băieți. Avem lumină în casă, asta e mișto, că deja putem să facem o sobă. Gătește mâncare, ține cald și topește grăsimea în biocombustibil. Mai eficient decât focul de tabără. Hai să facem o sobă. Băi, dar n-avem material. Stați așa să vedem material. Păi nu prea avem material. Hai să mai prindem un lup ceva. Să facem rost de material. Bun. Vreau să... Apă iară n-avem aici. Ia stai să-i dau ăsta să mănânce ceva de pe aici. Stai că avem pe aici ceva. Dau-o de asta. Pot să-i dau un măr. Cum e asta cu mâncarea? E bine. Bun. Hai să mergem să căutăm pe aici. Hai să încarc și o armă asta. De asta mai avem gloanțe. Bun. Să găsim ceva piele. Material de la sălăm. Aia e normal, e pielea de la animal. O să vină iarna. E bine că am făcut și casa. Uite-l aici pe domnul Oculache. Fugi! Unde-i, mă? Ce vorbești, că m-a zăpăcit lupul? Deci m-a zăpăcit lupul. Dacă dau respam, îmi dă aici respamul și am avut un respam. Păi și cu... cumpără respam. Putem să cumpărăm unul. Hai să mai cumpărăm unul să avem. Avem bandajul aici. Păi și pistolul mi-a rămas acolo sau unde a rămas pistolul? Cred că da, nu? Păi și nu mai avem pistolul. Păi să știți că asta nu-i treabă prea bună fără pistole. Facem noi un pistol, ce ne trebuie? Putem să-l facem, asta nu-i problemă, văd că cu pistolul, dar să facem o armă mai bună, uite, ne trebuie materiale mai bune. O să fac un shotgun de ăsta, trebuie materiale. Bă, dar ce m-a zăpăcit lupul ăla. Dar tot infectat mă dă. Deci tot infectat suntem, nu... Unde e lupul ăla? Stai așa că să vezi ce-i dau eu lui acum. Trebuie să dau drumul și la generatorul ăla. Uite-l aici. Ce vorbești? Avea nivel 2. După cum știți, lupii, bine, lupii, animalele, după ce te omoară, urcă de nivel. Așa, avem încă o de asta. Ne trebuia, nu știu câte ne trebuia, 4. Parte de bază vizibil. Problema e că avem, da, o să vină aia pe noi. O să vadă unde suntem, unde avem baza. Am luat tot, nu ce avem, da, 109.
Mi-am mandat un respam acolo, puteam să mai fac mai multe, o să facem mai multe respamuri. Ați văzut că patul ăla să mă respameze în locul ăla unde... Dacă am urât să mă dea exact în bază, pentru că suntem pe nașpa aici, bă, băieți, ați văzut ce e aici. O să văd dacă am găsit, dacă m-a venit vreun peștișor acolo. Să mai facem ceva ulei de la de pește. Cutie mai dă, dar nu-mi dă chiar așa multe. O să mă duc noaptea după cutii. Noaptea numai cutia, domnule băieți. Problema este că nu se vede prea bine, dar îți dă multe, pentru că eu într-o noapte, înainte să fac episodul, era de noapte și am zis, bă, nu încep video noaptea, pentru că noaptea nu se vede bine, dar am aprins becul ăla, ce mi-l dă ăla de la început. Și... când am ieșit din casă, direct 3 sau 4 cutii. M-am speriat, am zis, oh, bă, ce e aici? Stai așa că ăsta îmi dă cutii noaptea. Și de aceea am zis, bă, stai că cred că noaptea îți dă mai multe cutii. Acum nu știu sigur, dar am văzut că mi-au dat, v-am spus, când am ieșit direct 3-4 cutii. Deci am murit și tot infectat sunt. Puteam măcar să nu mă, să-mi e, să nu mai fiu infectat, dar se pare că tot infectat sunt. Să facem și o grădină ceva, să ne punem și uite acolo văd o cutie. Văd o găină pe acolo. Vreau să mă duc acolo ăsta mare să mă iau și ceva gândaș de ea. Asta mi se pare că ăsta-mi dă și cuie. Acum nu mă da cuie, dar ăsta normal îmi dă și cuie. Oare să fac un shotgun, ce-mi trebuia? Mai trebuia două de material. Ar putea să-mi fac shotgun în loc de soba aia, mi-aș face soba aia. Nu știu, vedem. O să vedem, o să avem nevoie și de soba, avem nevoie și de shotgun-ul ăsta, avem nevoie de multe materiale, băieți, multe... Aici nu văd nimica, gata, da și un gândăcel de la... Ajunge dacă mai apare ceva pe aici, pe lângă baza noastră. M-am plimbat pe aici, tot pe lângă bază, n-am fost, nu prea m-am dus eu să văd, să caut prin părțile alea. Pentru că găsim materialele necesare, le cam găsim pe aici, știți, de-aia n-am plecat eu de aici, de lângă bază. Nu poate mai găsi un lup ceva, să-i mai dăm, să mai facem rost de niște pie, uite un porc aici. Oh, dar arcul unemi. Uite-l aici. Nu știu, am unde mi-e arcul. Îl dau la porcul ăsta. Oh, cu ce ăsta mi-o dă? Am rămas fără gloanță, stai așa să-mi dau un bandaj. Vreau să mă zăpăcească și porcul, dar și porcul te atacă, dacă tu-l ataci, te atacă, dacă nu, nu te atacă, am observat, stai să vedem. Ca să trebuiască să facem ceva mâncare, hai să vedem în apă dacă găsim ceva pește aici. Nimica, normal să văd peștii aici. Găsit un rac. Să mai punem aici un de ăsta și să plecăm. Din racul ăsta cred că nu pot să scot eu ulei de la, nu? Hai să vedem, dar nu cred că mă lasă. Ia stai să vedem din ăsta ce pot să fac. Nu, nu mă pot să-l mânc. Dar nu-l mâncăm așa viu, îl facem, nu-l prăjim și noi. Mai făcut rost de una, o de asta, o de un lup. Fugi! Să-i dau câte una să fug, pentru că nu pot să-i dau... Nu mai am viață și dacă mă prinde, mi-o dă. Uite, mi-o dat-o. Ce v-am zis dacă mă prinde, mi-o dă și mi-o dat-o direct aici. Obiectele tale vor dispărea în 20 de minute. E și dispare astea. O fugită ăla. Păi și unde mi-e geanta? Uite
tu acolo jos, lângă scări. Ai, bine că nu a dispărut pistolul. Bă, băiatule, dar ce mi-a dat ăla? Stați așa. Deci o să murim de câteva ori pe aici. Să ne pot să mai fac unde stăm, că nu 350 întrebă. Hai să dăm drumul la asta. Unde e lupul ăla? Să vezi ce eu dau eu acum. Uite-l aici. Are și level 2. Avea level 2, nu puteam să las cu level 2 pe ăsta. Aoleu, și nu mi-a dat. Nu mi-a dat niciodată, bă, băiatule. Dacă îmi dădea și mie ceva... O pânză de aia, întreaga o pânză, vezi, dar nu mi-a lăsat să iau asta de aici. Pe structura asta, pistolul nu mi-a dispărut, dar nu știu de ce. Aici când îți dispare pistolul, zic că mi-a dispărut înainte, dar acum nu mi-a dispărut pistolul, nu știu cum de nu a dispărut. Stai așa să vedem, vreau să fac focul. Nu avem de la prinzător. Uite-l aici. A, combustibil aici trebuie, stai așa, prinzătorul în partea asta. Trebuie ceva lemn. Împărțim în două, împărțim în două, nu vreau să bag atâtea. Stai așa, pentru că sunt prea multe. Astea 17 le las aici să le băgăm după aceea. A, combustibil am băgat, aprindem. Punem apa, și să vedem că le avem apa aici. Punem asta la prăjit, asta și asta. Bun, hai să mergem să luăm apă. Așa, unde e aia de apă, uite aici. Bandajele le punem aici. Un, 2, 3, al 4-lea. Bagă în apă să văd dacă mai avem ceva aici, pește prins, dar ceea ce nu cred eu, pentru că numai ce am fost aici. Și se vede peștele, dacă intri în apă se vede. Nu mai am respam de la, trebuie să mai pun un respam acolo. Să întunece imediat. Ia stai să vedem. O să fac un respam. Pot. Bun, am cumpărat unul. Aici avem ceva mâncare stricată. O punem aici. Vrească ceva mâncare care să face acum astfel de masă, ce ai? Gătit. Uite, ăsta e gătit deja, să-l mâncăm. E jumătate, jumătate făcut. Stai că mai avem ceva carne pe aici, uite, mai avem asta. Dacă nu o să mi se strice. Bun, ce vreau să mai fac? Vreau să fac la casă aici, tavan de lemn. Oh, îmi trebuie scândură. Bun, hai să facem ceva scândură. Așa. Oricum o să se întunece și vreau să fac ceva tavan, să facem ceva prin casă. Mai luăm ceva fibră, afine, fibră, mai tăiem ceva lemne, o să se întunece și așa o să rămânem prin casă pe acolo. Pot să fac un bec, așa avem lumină în casă, o să vedem. O să vedem după aceea. Acolo mai este un lup. Vreau să fac shotgun-ul ăla. Și cred că am să-l fac, pentru că e mult mai bun shotgun-ul ăla, cred că să tragem în lup pe ăștia. Ați văzut cât de periculoși sunt lupii? E și lupii și urșii și toți care sunt pe aici. Dar mi-e trebuia de asta încă una. Asta de câte gloanțe am eu aici. Am destule, am 7 aici. Am. Hai să-i dăm una la lupul ăsta. Poate reușim să îl zăpăcim. Și poate îmi dă... Mai dă o pânză de aia să fac shotgun-ul. Uite că mi-a dat, e bun. Bun, bă, băieți, hai să mergem în bază. Asta ce-i? Ceapă. Avem și ceapă pe aici, am luat și ceapă. Sunt cam întunecat. Bun, hai să spălăm pe mâini, să nu fie să se infecteze. Și suntem infectați, acolo avem aia. Bun, facem scândura acum. Vreau să-mi fac shotgun-ul. Unde e, bă, shotgun-ul? Aici.
Uite-l. Bam, l-am făcut. Avem și organul. Ăsta am să-l pun aici, am să pun ăsta aici și când l-am să-l pun pe 3. A să dăm aici, asta, asta deja s-o ars. O să mâncăm pe asta care e arsă. Punem asta și cu asta la prăjit. Asta o pun aici, mai am ceva. Lăsit-o să mânce și... Aoleu, că am aruncat un loc să o mânc. Am vrut să o mânc. Am aruncat-o, punem ceapa asta aici. Mai am ceva carne pe aici de asta arsă. Avem pentru shotgun aici ceva așa. Muniție, bun, acum am dat să fac asta și să fac shotgun-ul. Acum ne trebuie așa. Tavan. Facem 1, 2 de tavan. O să ne mai trebuiască scândură. Bun. Vreau să pun și apa. Pun și apa aici. Ustul ăsta cu mâncarea stă destul de binișor. Apa o să ne trebuiască imediat. Aici dacă îi mai facem, punem o lumină, bă băieți. Stai că ăsta e oprit. Mai are combust. Ai, nu mai avem... Să împărțim în două. O să bag aici biocombust, pornim. Asta se făcea din... dacă nu mă înșel din astea. Din plante medicinale, nu? Se făcea biocombustibilul. Da. Hai să fabricăm... Dar câte trebuie la unul de ăsta? 4. Aoleu. Trebuie ceva, ai? 4 de astea. Să facem mai repede curentul. Acum nu mai pot să fac soba. Am vrut să fac soba asta. Îmi trebuie acum iar să am nevoie de material. O să-l găsesc și o să-l găsesc. O să găsesc. O să zăpăcim ceva lupi pe afară iar. Ia să de mapa s-a făcut. S-a făcut carnea. Păi gătită, gătită. Bun. Ce facem acum? Am făcut shotgun-ul, da, uite-l aici. Asta nu, asta e pistolul. Shotgun-ul care, uite, avem și ceva pentru el, ceva muniție. Bun, bă, băieți, ia uitați-vă aici. Avem shotgun-ul. Asta e mișto. Bun, băieți, lăsăm aici episodul. Ne vedem în următorul episod. Stai așa să facem aici, uite, să punem acoperiș că a venit ploaia. Stai să facem proiectă asta. Mai vedem noi. Deci vine 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 6, al 6-lea, ai tavan, uite aici, care să-l punem aici. Așa. O să mai avem nevoie de tavan, ia stați așa să punem noi tavanul. Mi trebuie scândură. Scândură, 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 cred că mai am lemne, mai am ceva aici. Așa, să facem ceva scândură. O să băgăm aici ceva biocombustibil. Pățim în două. Îl punem aici. Așa. Asta oricum o să oprească când asta generează curentul. Să vedem ce mai facem noi aici. Mai putem să facem ceva. Bă, da, eu ăla mi l-o luat. Uite, l-avem aici, bun. Să facem asta ce ne trebuie. Scândură și ne trebuie fragment de fier. Fragmentul de fier, să vedem, ăla trebuie spartă de la. Ne trebuie un târnăcop ceva, cred că aveți și târnăcoape pe aici, nu? Uite-l aici, da. Asta nu avem, trebuie să facem unul. Scândură. Bun, hai să dăm un 6. Punem și asta aici, să-l punem în partea asta. Îl punem aici, uite așa. Și mai punem unul în partea asta. O să ne mai trebuiască și pe aici ceva. Deci cred că nu mai plouă, nu? Nu. Bun. Oricum, uite, unde mi-a dat cutia? Unde s-a spamat cutia? Ce vă spuneam eu? Că noaptea se spamează cutii. Ați văzut unde mi-a spamat-o, nu? Deci, mi-a spamat-o exact pe casă. Și dacă dau o tură pe aici, sunt sigur că o să găsesc cutii. Dar s-a oprit ploaia. S-a oprit și ploaia. Să mai fac ceva hainele astea. Ori am avut noroc cu eu de mi-a dat ceva cutie atunci când am început jocul în față la casă, ori să spamează mai mult noaptea, nu știu. Nu știu ce să zic. Stați așa să vedem, vreau să mai fac, m-am făcut scânduri, mai face acum. Vreau să mai fac un acoperi, un tavan de asta. O să mai am cuie, nu o să mai am nimic, o să-mi trăiască o cuie. O să-l găsim noi. O lemne mai trebuie, eu îmi trebuiesc o grămadă de chestii, o lăsăm aici. O băieți.
Am făcut ceva progres astăzi, am și murit, am și, ați văzut, m-a zăpăcit lupul. L-am zăpăcit și eu, am avut ceva probleme de început, dar încet, încet le-am rezolvat, bă, băieți. Am rezolvat, bun. Cred că s-o stins focul, nu? Nu, s-o stins focul. S-a oprit ăsta. S-a oprit pentru că e plină la bun. Hai să vedem ce am putea să mai facem noi acum. Rafineria asta procesează minereuri. Asta iară e bună rafineria, dar o să trebuiască curent la ea normal. Trebuiască mai multe generatoare. Asta e stație de lucru. O de asta iară trebuie să o facem. Poți crea munițiile, materialele de construcție și poți îmbunătăți armele. Bun. Coteț. Face coteț grește animalele care dau produse mai bune când sunt măcelărite. A, uite, putem să creștem și animale. Păi să vedeți voi ce bază o să ne tragem noi aici cu animale și cu toate chestiile. Vreau să... Stai să mi se facă... Uite, mi s-a făcut. Îl pun pe ăsta, am să-l pun aici. Așa. Așa, aici nu mai trebuie două, care o să le facem noi după aceea. Aici o să avem, uite, căldură. Este... Dacă ieșim în partea asta, este mai fric? 77, 50 și 60% și ceva. Uite aici ce căldură avem. Lângă foc avem 100%. Avem un respam de asta, da, putem să mai cumpărăm unul. Să avem două. Oricum curentul se generează singur, dar se generează mai încet. Să lăsăm aici, dăm un save the game. Bă, băieți, lăsăm aici. Până data viitoare v-ați salutat. Ne vedem în următorul episod. Nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe dacă n-ați făcut-o. V-ați salutat, pa, pa!